Dragi prieteni, bună dimineața, bună ziua, bună seara, pentru toți românii, pentru toți creștinii de pe Mapamon, de pe toate continentele. Astăzi avem al doilea interviu cu invitatul nostru special din Roma și vreau să-l prezint pentru cei care n-au văzut primul interviu, dar recomand. Este vorba despre părintele Alin Olteanu, preot în Roma Fiumicino, mai exact, la parohia Sfântul Dionisie Exiul cel Smerit și izvorul tămăduirii cu hramurile acestea și este acolo din anul 2011. Este născut în iunie 1968, este absolvent al Facultății de Teologie din București, a absolvit un master în turism și unul în comunicare și mass media în cadrul Universității Ovidius din Constanța. Absolvent a școlii doctorale din cadrul Facultății de Teologie al Universității Ovidius din Constanța, specializarea Noul Testament. Să rămână, părinte, și mă bucur că ne revedem din nou. Bine v-am regăsit și binecuvântări tuturor, dragilor, binecuvântări și Maica Domnului și Mântuitorul Iisus Hristos să ne aibă pe toți în pază, mai ales în aceste zile un pic așa mai tulburi. Da, sigur că una dintre subiectele acestui interviu va fi și perioada aceasta deosebită din punct de vedere religios, pentru că suntem în săptămâna patimilor, dar și din punct de vedere al uluitoarei pandemii de coronavirus COVID-19. Părinte, cum ați petrecut aceste zile din această sfântă săptămână a patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Acum, da. Zilele noastre. Da, da. În ziua de marți. Da. Miercuri. Da, îmi cer scuze. De miercuri. Da. De miercuri, da. Sunt niște sărbători, hai să le spun un pic, deosebite. De ce? Pentru că, așa cum știm toți preoții și din România și noi cei din diaspora, suntem nevoiți să facem Sfintele Slujbe singuri, fără popor. Ceea ce este aproape, așa să zic, foarte, foarte ciudat pentru noi, dar și pentru oameni. Este unic, poate, în istorie. A mai fost, probabil, în ciuma lui Caragea, parcă, dar, în orice caz, este foarte dificil, foarte greu. Nu este greu din punct de vedere al actului liturgic, ci din punct de vedere duhovnicesc. Pentru că actul liturgic oricum decurge, deci slujbele se fac. Noi ne facem, toți preoții au acatiste și le-au păstrat, le pomenesc, dar este greu. Deci o săptămână grea o să fie, din punctul acesta de vedere. Da. Spuneați dumneavoastră în discuțiile noastre libere, înainte de înregistrări, că totuși acum înțelegeți și noi toți înțelegem mai bine singurătatea creștinului atunci când se roagă în inima sa, împreună cu Hristos. Mi-a plăcut foarte mult că ați precizat asta în discuțiile noastre prietenești. Oamenii, creștinii noștri, au fost foarte speriați, au fost foarte derutați, bulversați. Acum și comunicate, la noi în România sunt comunicate de ordonanță militară. Unii n-au mai trecut prin așa ceva. Deși nu-și dau seama că poate să fie și spre bine. Da. Ce vedeți bine din această grea încercare? Păi, în primul rând, apropierea omului de Dumnezeu și, cum să vă spun, această însingurare a noastră, a preoților, știu, poate că o să fie contestat ce spun acum, dar și nouă ne-a făcut bine. Pentru că acum, vorbind așa, la modul foarte serios, prea neobișnuisem unii cu ceilalți. Ni se părea normal ca să mergem în biserică, preotul să fie acolo,
Nu, ni se părea ca preot normal ca oamenii să vină la biserică. E, iată că trecem printr-o perioadă stranie, dar dreptul stranie. Numai că, așa cum am mai spus, este îngăduită de Dumnezeu și este o lecție pe care toți o învățăm. Sentimentul acesta de însingurare este aparent. De ce? Pentru că noi oricum slujim cu îngerii și biserica luptătoare, biserica cea biruitoare, el împreună se roagă. Deci noi niciodată nu suntem singuri în Sfânta Biserică. Bine că liturgic nu putem face noi liturghie singuri, trebuie să fie măcar, așa cum spuneam, Mântuitor, unde sunt doi sau trei în numele meu, acolo voi și eu. Însă Domnul a îngăduit asta cu un scop și foarte mulți oameni s-au întors către Hristos acum în aceste momente. Și vă spun, unii de teamă, e adevărat, unii au avut un pic de liniște, au beneficiat de liniștea aceea, de liniștirea de dinainte de rugăciune și au intrat în rugăciune firesc. Da, înțeleg, părinte. Vă înțeleg. Noi am experimentat aceste rugăciuni. Dacă de 20 de ani ne-am retras la chilie atelier sau la atelierul chilie, acum vă fac o mărturisire publică, dar eu dorm într-un loc, nu e dormitor, practic, e o cămăruță mică, e ca o chilie. Da, și nu am mobilă, n-am nimic. Am un pat, o iconiță, o lanternă, da, pentru orice eventualitate și o lampă de citit pentru că citesc. E foarte important ca să dăm valoare lucrurile pe care înainte, cum ați spus dumneavoastră, credeam că ni se cuvin. Da. Nu ni se cuvin toate. Și da. Acum le apreciem la adevărata valoare. Și aș vrea să dați un sfat unui confrate de-al meu din Statele Unite ale Americii, dintr-un loc binecuvântat de Dumnezeu, unde locuiesc mulți români. Nu o să-l precizez ca să nu se identifice persoana, pentru că este un jurnalist de mare calibru din Statele Unite, un jurnalist român. Și domnul acesta m-a rugat foarte mult să întreb pe cineva cum să facă, acum în perioada asta, având în vedere că biserica lor, care știți că biserica în America e împărțită în două mari biserici ortodoxe, care aparțin de două jurisdicții, da. El aparține de una dintre ele și preoții nu vin la el și la creștini să îi povedească, nu vin să îi împărtășească și nu vin să le aducă Paște. În această situație dificilă, părinte, ce poate să facă un creștin care își dorește totuși Paște? Poate să facă el o rugăciune să își facă Paște, da, ca un fel de variante? Știți cum... Care este recomandarea, cel puțin la noi, la episcopie, din partea episcopului nostru, Siloan, prezentului Siloan? Deci, în primul să precizăm că preoții nu că nu se duc, că nu vor. Nu este voie să meargă. Da, nu este voie. Așa este, bine că ați precizat și vă mulțumesc. Dar el zicea că, păi și ce fac dacă mor sau ceva, sau spre moarte nu vii? Iar un preot de acolo ar fi zis că nu pot să vin. Deci, nu știu, că așa mi-a comunicat, deci nu zic. Dar așa este. Nu că nu vor preoții să vină, nu este posibil. Pentru că sunt niște reguli care nu pot fi încălcate. Am văzut că România e mai lejer un pic aici și poate și la ei este foarte, foarte dur. Adică nu te poți deplasa așa cum vrei, e foarte, foarte complicat. Dar să revenim. Da, părinte, vă rog, vă întrerup cu o idee, ca să nu se înțeleagă greșit. Omul era supărat și probabil că mi-a explicat într-un mod în care eu am înțeles așa. Dar dumneavoastră sunt convins că aveți dreptate, pentru că urmărind știrile, părinte, am observat că în Statele Unite sunt zeci de mii de morți. Și acolo autoritățile au luat măsuri foarte dure. Exact ca și aici. Noi nu avem, de exemplu, dreptul să mergem în același oraș, în jurisdicția noastră, să merg, de exemplu, în alt cartier. Atenție, nu în altă localitate, în alt cartier. Și sunt preoți și bine, că există o posibilitate, dar e foarte, foarte greu.
Și nu ni dă voie, nu dă voie, așa că preoții nu au, încă nu vor să meargă săraci. Ar vrea, vă dați seama că e o chestie și din partea noastră o durere, că nu te poți duce la om, că poate au oamenii nevoie de împărtășanie, de aghiazmă, de eu știu, de anafură, de... Na. Dar să revin la întrebarea dumneavoastră sau întrebarea colegului dumneavoastră de breaslă. Vă rog frumos. Cum se poate face? Păi, în primul rând, atunci când sunt Sfintele Paști, când oamenii trebuiau să meargă la biserică, de la candela, de la icoană, creștinul poate aprinde cu evlavie o lumânare, să cânte cu bucurie Hristos a înviat în familie. De obicei aceasta o face bărbatul casei, pater familias, da. Așa. După care, cu aghiazmă, dacă au aghiazmă, să stropească, să spună rugăciunea Tatăl nostru, să stropească bucatele, sau dacă nu au aghiazmă, să rostească pur și simplu rugăciunea Tatăl nostru și să închine în numele Sfintei Cruci bucatele, coșul sau coșarga, cum se numește în Ardeal, pentru a fi binecuvântate. Este o metodă simplă și foarte, foarte eficientă, în sensul că Dumnezeu este prezent. Dumnezeu știe și vede în ce situație suntem și nu trebuie să ne întristeze această perioadă. Trebuie să avem bucurie. Bucuria învierii nu trebuie să ne părăsească pentru că a venit un virus, o molimă peste noi. Au fost molime mult mai grave de-a lungul istoriei. Și oamenii au mers cu Dumnezeu înainte și au plin de speranță, plin de nădejde în Dumnezeu. Așa că asta este cea mai simplă metodă de a ne bucura. Pentru că eu sunt convins că dacă cineva face semnul Sfintei Cruci pe bucate, așa cum facem și la masă, la rugăciune, Dumnezeu sfințește. Pentru că Dumnezeu este omniprezent și în orice casă unde este chemat, El vine. Sunt convins, părinte, și eu mulțumesc pentru această explicație. Sunt convins că am răspuns, de fapt, la mai mulți care își pun această întrebare acum, în perioada asta a Sfintelor Sărbători. Și cu asta, într-un fel, știm ce avem de făcut. Poate și sper ca creștinii noștri să rămână cu acest obicei și la fiecare masă să facă o scurtă rugăciune și să binecuvânteze Sfintele Bucate. Pentru că fiecare om, vorba dumneavoastră, este direct, în relație directă cu Dumnezeu și intimă. Mai intimă decât să te rogi direct Creatorului, nu se poate. Că zicea cineva, domnule, zice, la orice șef când suni, îți răspunde secretara. Și dacă vrea, face legătura, dacă nu, nu. Dacă n-ai zis, Doamne, Dumnezeu e deschisă. Ușile sunt deschise, ușile cerului se deschid. Da, și niciodată nu zice că nu sunt la acasă, să zic așa. Da, și zicem Tatăl, ceea ce este foarte important. De ce Tatăl nostru? Îi spunem tu. Vă dați seama. Noi șefului nu îi spunem dumneavoastră să trăiți, dumneavoastră și lui Dumnezeu, care este creatorul întregului univers și a ceea ce nu știm și cum se spune și în rugăciune. Cele de deasupra cerului, cele de sub cer, de sub pământ. Deci, lui spunem tu, Doamne, ție, Doamne. Ție, Doamne, da. Și ne adresăm ca unui tată. Asta este dovadă de iubire, mai mare dovadă de iubire din partea lui Dumnezeu față de noi nu există, pentru că ne-a permis lucrul acesta. Că dacă nu permitea, în toate cărțile și în Evanghelii și în toate, se preciza un probleme din asta de politețe, probabil. Dar iată că nu, ne adresăm la persoana a doua. Pentru că Dumnezeu este viu. Este Dumnezeul celui, e Dumnezeu cel viu. El nu este un Dumnezeu abstract. Dumnezeu este viu. E atât de viu încât uneori ne uluiește. Suntem uluiți că nu ne vine să credem, că e atât de aproape de noi și așa de viu. Și așa de ajutător. Trebuie doar să întinzi mâna. Atât. Nimic altceva. Și să ai ochi să vezi și urechi să auzi. Da. Pentru că vorbește mereu. Și prin cine ne vorbește? Prin oameni. Prin, și prin, poate vorbi și printr-un gest poate vorbi Domnul.
Eu le-am spus și l-am aveți grijă că Dumnezeu vă vorbește în diferite forme. Așa Poate este. vă vorbește direct printr-un gând, printr-un sentiment, un simțământ puternic, poți să-l ai. Îți poate vorbi printr-un om, printr-un preot, printr-un copil, poate să-ți vorbească. Da. Lecție, un copil de nu te vezi. Da? Poate să-ți vorbească prin ziare, poate Prin la. vorbească prin radio, prin Da. televiziune și prin internet. Să nu. Eu văd la mine, părinte, că noi acum suntem în continuare a unui dialog de la distanță, dar prietenesc, și vreau ca oamenii să înțeleagă că avem posibilitatea asta și e plăcută lui Dumnezeu să fim împreună și pe aceste lungimi de undă, cum spuneam noi înainte. Da. Această propovăduire se poate face acum. Am impresia, părinte, că se împlinește acea prorocire că va veni vremea în care toată planeta va auzi de Hristos și de Evanghelie. Păi acum, prin internet, nu aude toată planeta de Iisus Hristos și de învierea Lui? Așa este. Că unii o contestă, că unii sunt diferenți, dar eu cred că nu mai există decât foarte puțin oameni pe pământ care să nu știe că vine marea sărbătoare a învierii. Și atunci noi, fiind creștini ortodoxi, de cine și de ce să ne fie frică? E adevărat că perioada este grea, dar o putem trece cu Hristos ca și cum n-ar fi atât de grea. Știți cum nouă ne e frică? Știți cum e o frică nedeclarată de păcat? Omului, frica îi vine din păcat. Pentru că undeva în el, omul știe și conștientizează că Dumnezeu există. Și că păcatul îl face pe om să nu mai poată cuteza și nici să ridice ochii. Și omul știe, la, poate că la nivel inconștient, că păcatul îl duce spre pieire. Și de aceea ne este frică. Știi care este frica? Nu suntem pregătiți de moarte. De aceea rugăciunea se spune. Țineți mintea în iad. Țineți mintea în iad. Gândește-te la moarte tot timpul. Nu ca la ceva depresiv. Exact. Moartea e decât o trecere. Moartea este decât o trecere. Nu ne teamă de ea, pentru că este firesc că avem un instinct de conservare și este normal. Suntem creați de Dumnezeu, avem carne, conștiință, dar decât o trecere. Da. Oamenii nu știu ce bine e dincolo. Au auzit, cred, dar nu conștientizează cât de bine este dincolo. Dincolo este acasă, de fapt. Dincolo este acasă, nu aici. Deci aici este viața pregătitoare. Noi, de fapt, păi atunci Mântuitorul de ce a înviat? Păi Mântuitorul a înviat ca să ne readucă acasă. El de aceea s-a jertfit. El de aceea suferă acum patim și este vândut. Și sărutarea lui Iuda. Deci el va suferi tocmai pentru ca să-l aducă pe om la starea cea din tâi. Adică la starea paradisiacă. Asta este scopul tuturor jertfelor și tuturor supliciilor la care Mântuitorul a fost supus. Și asta e finalitatea, de fapt. Pentru noi și pentru noastră mântuire. Aici viața aceasta este pregătitoare. Problema este că oamenii nu știu să pregătească. Și exact ca fiul risipitor, ca în pilda fiul risipitor, ne cheltuim averea noastră în desfrâuri. Averea este viața. Aici e marea problemă. Și noi spunem, nu e bine să faceți așa, pentru că omul e dat să trăiască un anumit număr de ani. Ce facem după aceea? În viața cea adevărată, unde mergem noi? Rătăcim drumul. Dar le spunem și sper din toată inima cu oamenii să înțeleagă și fiecare mai devreme sau mai târziu să-și întoarcă fața către Dumnezeu și să conștientizeze că numai acolo și numai așa ne putem mântui. Numai acolo, în Hristos. Altceva nu există. Deci altă mântuire nu e. Îmi poate spune mie orice filosofie și orice teozofie și credință religioasă. În Hristos este mântuirea. Da, oamenii au impresia că doar Domnul Iisus Hristos a înviat. Și ei poate nu. Știți, aici e o problemă. Cred că în cateheze a trebuit puțin insistat pe exemple de oameni care au fost, au venit înapoi. Nu povești inventate, ci clare. Eu știu, lucruri reale, cum să nu? Lucruri reale, care sunt, da.
cărți despre oameni, cu documente, chiar am citit despre o femeie din Uniunea Sovietică care a fost trimisă înapoi pe Pământ să spună cum este acolo, iar oamenii de știință sovietici a trebuit să noteze în catastifele lor că s-a întors din morți, că a înviat mortul. Da, Deci da. documente sunt cu ștampile ale Uniunii Sovietice. Da, deci, da. care a murit, a declarat mort oficial din punct de vedere medical și științific, care s-a întors și a povestit femeia cum este dincolo. Eu am avut o mică experiență, nu de moarte, când am fost operat, am avut o operație de keratoză actinică, asta este din cauza soarelui, stat mult la soare, noi putem face după 40 de ani, atenție, nu stați la soare fără să aveți factor de protecție cu creme și așa mai departe, sau noi chiar trebuie să ne ferim de soare. Și m-am operat la Brașov, la o clinică privată. Și m-am dus, pentru că n-a știut doctorii că eu sunt brahicardic. Adică încetinește bătăile inimii până poți să mori, sub 40 de bătăi pe minut. Mi-a dat injecția aceea de anestezie și m-am tot dus. Într-adevăr, se formează acel culoar, să zic așa, și te duci și este străveziu, așa e frumos și e ca în filmele științifico-fantastice, că am văzut multe filme și cine a văzut își dă seama cam cum ar fi. Și se duce sufletul, se duce. Și cu cât te depărtezi de trup, cu atât e mai bine. Te simți mult mai ușor și simți că te duci la Dumnezeu, la lumina aceea. Eu n-am ajuns în rai, n-am ajuns în iad, pentru că asistenta a zis, doamna doctor, ce facem că îl pierdem? Să-i bag? Și a doamna doctor a zis, bagă-i, adică se dă injecția. Și când a dat injecția, m-am întors înapoi. Atât de greu. Deci, iată, oameni buni, cei care au fost și s-au întors, vă pot mărturisi că există viață după moarte. Nu e o poveste, nu e că a făcut 2000 de ani cineva a înviat. Nu, chiar învie lumea. Pentru că cei care se duc, se duc în împărăția lui Dumnezeu, cum a spus și dumneavoastră. Dați-mi voie să termin, să nu uit un lucru. Mi-amintesc acum de părintele Cleopa, dulcele părinte Cleopa, zic eu. El avea o vorbă, să ne gândim la moarte măcar o dată pe zi. Da, de acord, așa este. Nu ne gândim, părinte, o dată pe zi la moarte. Dar niciodată pe an nu ne gândim. Suntem foarte bolnavi, poate. Dar acum eu am o glumă mai în serios, Acum ne gândim la moarte la fiecare breaking news. Acum la fiecare breaking news avem... Pentru că această pandemie are și rolul ăsta să ne atragă atenția că nu suntem veșnici pe pământ. Deci nu suntem veșnici pe pământ. Aici este o stare tranzitorie. Deci noi suntem la școală aici. Plătim pentru neascultare. Și culmea care este? Că tot în neascultare stăm. Tot în neascultare stăm. Domnul ne-a dat această perioadă de pocăință, acești ani pe pământ, pentru a ne mântui, pentru a putea să a conștientiza că, Domnule, voi sunteți trup și suflet, nu sunteți numai trup. Eu v-am făcut după chipul și asemănarea noastră, spune în Geneză. Și a făcut Dumnezeu și a luat și a făcut după chipul și asemănarea noastră. Noastră, nu mea. Adică Sfintei Treimi. Sau spre asemănarea cu noi. Deci, omul trebuie să înțeleagă până la urmă că înțelege acum, că înțelege peste un an, peste cinci, important este să înțeleagă că noi nu suntem de aici. Noi suntem din rai. Noi suntem de lângă Dumnezeu. Suntem cea mai iubită creație a lui Dumnezeu. Vă dați seama încununarea creației lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a făcut toate, a luat și a făcut pe om. Dar Dumnezeu iubește, părinte, doar pe unii. Mă scuzați, iubește doar pe unii, doar pe credincioși, doar pe ortodoxi, doar pe pusnici, doar pe călugări, doar... Nu, Dumnezeu iubește pe toată lumea. N-are cum, pentru că altfel n-ar fi Dumnezeu. Dumnezeu iubește pe toată lumea. Că cine se mântuiește acum, Mântuitorul și Dumnezeu, a dat regulile. El iubește pe toți, da, dar la mântuire acum nu știm. Nu știm. Asta, dacă nu respectăm ceea ce a spus Mântuitorul, pare rău, nu știm asta. Dar de iubit pe toți ne iubește. Și pe toți ne vrea acolo. Da, avem nenumărate exemple. Dar vreau acum să vorbim un pic despre
acești confrați ai noștri care se descurcă greu, dar nu din cauza că le e greu, ci din cauza că s-au obișnuit cu o comoditate nefirească, la aceea mă refer, fără să-i judecăm, Doamne ferește, pentru că și noi poate câteodată suntem comozi și nu ne dăm seama că avem aceleași apucături, dar la nivelul nostru. Și aș vrea să spun un lucru, mai ales că noi doi suntem decreței. Da, Nu-i exact. așa? Ne descurcăm un pic mai bine din punctul ăsta de vedere. Cum să Că nu? am avut puține lucruri și eram atât de fericiți. Am avut puține sau nu puține, am avut foarte puține sau deloc. Loc și Țin făceam minte că ceva să avem. nu aveam Acest jucării, nu aveam, adică bine, erau, asta a fost perioada, nu ne plângem acum. Dar este interesant pentru cei din ziua de astăzi să spui, îmi spuneam copiilor și îmi spuneam, cum zic copiii, zice, tati, pe timpul vostru, ce calculatoare avea sau ce program, ce Windows avea? Zic, măi, tata, Windows, la noi Windows-ul erau ferestrele, altceva noi nu știam de... apropo de Windows, aș vrea să atrag atenția că bine ați pomenit de Windows, care în traducere înseamnă ferestre. Da. Uitați-vă pe Windows, care are emblemă o cruce. Deci Da. fereastra, da? Întotdeauna are o cruce. Iar eu când eram mic aveam ferestre cu cruce. Da, dar Acum, tot am așa, că așa erau astea. toată lumea. Acum geamurile sunt foarte mari și sunt foarte frumoase, dar nu mai au crucea aceea pe mijloc. Să te uiți de după crucea ce e dincolo. Da. Da. Și eu am apreciat că Facebook-ul are și el o formă de cruce, dacă te uiți atent. Da. Este un pic așa, dar mai Deci, stilizat, așa mai, da. înțeles, acum trebuie să ne și imaginăm un pic. Dar gândiți-vă că semnul crucii cam este prezent și oare întâmplător? Oare este întâmplător? Dar avem noi ochi să vedem aceste semne al lui Dumnezeu? Asta este problema. Revin la decreței. Zicea cineva că cine nu are un decrețel acum în pandemie să-și cumpere. Exact. Să-și Așa este. cumpere pentru că avem tăria și ne amintim cum a fost când am fost săraci. În primul rând, nu ne temem de lucruri de Asta genul ăsta. nu ne e frică. Nu, nu ne e frică. Nici la Revoluție nu ne-a fost. Nu. Spuneți-ne. Pentru că am fost și foarte mulți. Noi eram în clasă peste 30 tot timpul. Au fost și, am avut momente în școala generală, parcă, eram în clasa aproape de 40. 42 îmi amintesc eu. 42, 41, da, deci. 38 până în 42. Nu mai zic de examenele care le-am dat și la liceu și la facultăți și la... Că de aceea se intra teribil de greu, pentru că erau foarte mulți și erau mulți buni și se făcea o selecție extraordinară. Dar pe Adevărat. lângă asta, noi știm să facem mâncare, de exemplu, din nimic. Dacă mă duc pe o pajiște, pe un câmp, eu vin acasă în pungă sau în mână cu niște plante din care eu știu să gătesc și fac mâncare din ele, pentru că le cunosc, le știu, pentru că le știam de atunci. De la bunici, copiii ăștia nu mai știu, ei știu de marc, de supermarket sau de market, știu de piață și cam atât. Dacă nu e în piață, ei nu știu. Noi știm să facem multe lucruri. Acum bine, nu e subiectul de hanavură, dar vreau să spun că de creței, noi de creței avem am prins pe vremea aceea niște abilități interesante, care iată, acum ne sunt de folos. Dacă și Ce nu au avut noi? Nu au avut credință pe vremea aceea, recunosc. Aceea era lipsit. Pentru că a fost perioadă de așa natură. Dar... da, unii n-au avut credință, unii n-au avut practică religioasă, dar poate au crezut în inima lor. Pentru că cum se explică, părinte, că după Revoluție s-au umplut bisericile, practic? Dar o presiune a făcut ca și credința să crească în popor. Odată Da. ce presiunea s-a dat la o parte, s-a făcut și omul mai lejer. Dar, din fericire, poporul român a rămas credincios. Și suntem unul dintre cele mai credincioase popoare din Europa. Și Dar asta e un și lucru minunat. pe timpul comunismului credința nu a încetat. Și au fost martiri foarte mulți. Au fost, pomeneați dumneavoastră și pomeneam în discuțiile trecute de Părintele Arsenie Boca și de Sfinții Închisorilor. Deci au fost niște mărturisiri de credință extraordinare, niște mărturisiri de credință care sunt de pateric. Sunt de pateric.
Dacă vreți o poveste de pateric pentru dumneavoastră și cei ce ne ascultă acum, eu am avut ocazia să-l cunosc personal pe părintele Mina Dobzeu, botezătorul Nicolae Ștaiat. Părintele acesta a fost fenomenal. Cum l-am cunoscut? Dacă îmi permiteți, pe foarte scurt. Eram la Sfânta Biserică aici, în stațiunea Covarna, la Biserica Mare de Zid, că avem două biserici, una de lemn și una de zid. Și la cea mare veneau în stațiune mai mulți preoți, călugări, în serii, că aici la noi se face tratament banal. Și părintele nostru paroh, Ioan Ovidiu Măciucă, mă roagă, ca de obicei, Matei, dacă mergi în oraș, poți să iei un părinte, un călugăr de la o mănăstire, să-l duci la hotel, că e la Montana, lângă tine acolo. Da, cum să nu? Să rămână părinte, haideți în mașină, aveam o Dacia 1300 din aceea veche și de demult, care s-a dat la Rabla la un moment dat. Și l-am invitat în mașină. Am urcat, a urcat și dânsul și a tras ușa tare. Tare de tot. Tare de tot. Așa de tare eu m-am supărat în sinea mea. Și am zis, domnule, uite, fac și eu o faptă bună și rămân fără ușă, îmi strică mașina părințelor. Și nu știam cine e. De unde să știu? Nu mi s-a recomandat, nu știam. Am ajuns la hotel, s-a dat, stați așa, s-a dat jos și zice, te că am supărat, da. Dar zice, dumneatale, ai citit cartea, stați cum îi zice, cartea lui Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi? Jurnalul fericirii. Scuzați, da, acum mă gândesc în mai multe părți, că n-am fost pregătit să spun povestea. Și Jurnalul fericirii. Eu am rămas blocat, zic, părinte, păi e la mine pe noptieră, o citesc în fiecare seară, mai am câteva pagini. Păi zic, de ce mă întrebați? Eu sunt părintele Mina Dobzeu, botezătorul Nicolae Steinhardt. Și am înlemnit pe loc. Deci personajul din carte, l-am luat eu cu mașina și pe deasupra am și supărat pe el că mi-a trântit ușa și nu știam ce să... Eram blocat. Și zic, părinte, nici dacă era Michael Jackson la mine în mașină, nu eram atât de fericit. Și vă rog să mă iertați. A râs, părintele. Din momentul acela ne-am îmbrățișat și din momentul acela am rămas prieteni. De ce mi-am amintit de el? Pentru că a spomenit de cum se descurcă lumea. Și el mi-a povestit-o să scriu o carte, pentru că eu am păstrat legătura până la sfârșit, mi-a devenit duhovnicul familiei, prietenul familiei noastre. Și deosebit, pentru că mi-a trimis Dumnezeu, omul. De unde? Omul care a fost în închisorile comuniste, da? Și el a zis așa la un moment dat, a mâncat după multe zile de înfometare, i s-a dus o roșie. Atât oraș. Și am mâncat. M-am părțit-o cum a putut. Și a zis, frate Matei, în viața mea n-am mâncat mâncare mai bună și mai bogată decât roșia. Nici dacă era curcan, porc cu nu știu ce, salată de nu știu care. În roșia aia Dumnezeu mi-a pus tot. Și eu n-am uitat povestea asta. Pentru că am auzit-o la mulți, cu puținul ăla s-au hrănit. Da. Iată oamenii cum au supraviețuit și toți care au scăpat din închisorile comuniste, părinte, au trăit și 89 de ani și 90 și ceva. Și acum ai noștri mor de 34 de ani de fumat, la 50 de ani sunt bătrâni și așa mai departe. Nu e normal. Dar da. Când pune harul, îl pune. Și de-aia am vrut să încurajez pe oameni că noi nu suntem în situația să nu avem ce mânca. Oh, dar nici pe departe. Nici pe departe. Nu. Nu s-a pus problema. Avem dreptul să ne aprovizionăm. Avem în cămară. Nu mâniem pe Dumnezeu, să nu cerem o sândă. Să nu mâniem pe Dumnezeu. Deci atât un exemplu contemporan cu noi. Da, da. Sfinți în viață, domnul Matei. Sfinți în viață. Icoanele care merg pe stradă, așa le spun. Icoanele care le vedem pe stradă și care... Pe acele icoane am putut să le sărutăm mâna, am putut să luăm binecuvântarea de la ele. Icoane, icoane vii. Ce frumos a spus, icoane care merg pe stradă. Mi-amintesc că acum am fost la Mănăstirea Mărcuș, aici la noi în județ, unde Maica Stareță Serafim acum și are o, să zicem, ca o casă de copii, se crește acolo, acum sunt mari copiii aia, și a venit la un hram Părintele Serafim, Mitropolitul Germaniei. Înaltul Serafim. Înaltul Serafim.
și a povestit în timpul predicii că pe el îl oprește lumea pe stradă. Neamțul, neamțoaica. Și ce să rămână părinte. Și zice, dar dumneatale, de ce mă respecti pe mine? Păi zice, pentru că vă văd și mi-amintiți de Dumnezeu. Vedeți chipul lui Dumnezeu, un om? Omul care poartă barbă, care este vlavios, care e curat cu inima, îi amintește de Dumnezeu. Da, cine ne amintește de Dumnezeu? Atât bărbatul, cât și femeia evlavioasă, da? Nu, nu cei care sunt exagerați, care sunt falsa smerenie, ci omul adevărat. Aceea se simte. Aceea se simte. Știți cum? Putem păcăli omul o dată, de două ori, putem păcăli de trei ori, poate un om, dar după aceea nu mai poți păcăli. Și s-au dovedit în timp că falsa smerenie nu a făcut altceva decât să ducă pe om în mândrie, pentru că din mândrie fac ce fac. De ce să nu fiu mulțumit cu ceea ce sunt eu? Mi-a dat Dumnezeu atât de multe, încât sunt atât de recunoscător că trebuie să ne perfecționăm și că trebuie să mergem, să ne lustruim ca și diamante. Da? Ca diamante. Dar asta nu înseamnă că eu sunt nemulțumit sau că trebuie să par altceva decât sunt. Vă dați seama ce chinuitor este să joci într-o piesă de teatru, să joci propriul lor toată viața. E groaznic. Rol fals. Să te machezi tot timpul, să ai fața aia care să exprime că vai ce evlavios e. Nu. Fii așa cum ești tu, că Domnul te știe și la Dumnezeu zice, perii capului nostru sunt numărați. Ce înseamnă asta? Dar e și asta o ispită, nu trebuie să judecăm. Niciodată. Cei care au trecut prin asta, poate că toți am avut și eu probleme, am avut când eram mai mic, mai așa, să mă dau mare, știți cum era, că eram tineri și ne măsuram mușchii, care fuge mai tare, care era în copilărie, era. Ei, dar uite, am învățat din asta, că nu este bine. Nu este bine. La un moment dat trebuie să-ți dai seama că ești fals. Și dacă nu ne dăm noi seama, își dau duhovnicii seama. Știa de urechi. Spune, măi, nu-i frumos ce faci. Iar ea devină tu, revină-ți tu în tine, în sine. Și să vezi. Și atunci îți dai seama că, Domnule, uite, am greșit, da. Da. Unii învață din ce aud, cum vorbiți dumneavoastră, poate să învețe. Alții își dau cu capul de perete ca să priceapă ceva. Și, din păcate, mulți pățesc grele și tot rămân în acel păcat. Noi trebuie să ne rugăm pentru toți. Deci în rugăciune eu spun mereu, așa, oameni, doar că mă mai întreabă, de ce facem, cum să mă rog? Și le spun, fraților, după ce ai făcut rugăciunea ta personală, sau ce ai acolo, canonul care ți-l-a duhovnicul, sau eu știu, rugăciunea ta personală, că fiecare își poate alege ce să facă, în rugăciune vorbesc, zic, e frumos așa la rând și începi. Doamne, ai grijă de cei care sunt în zbor, care zboară cu avioanele. Acum, în momentul ăsta, că în momentul ăla când du-te rost, sunt oameni care pleacă, se duc, au afaceri, au călătorii, piloții aia. Ai, Doamne, grijă de chirurgia care, în momentul în care eu mă rog, poate că pe masă de operație un copil sau un om sau e o viață. Și fă să nu tremure mâna la chirurgul ăla. Să taie bine acolo unde face și să facă bine pe om. Ai grijă de toți copiii care sunt în necazuri și care sunt flămânzi, poate, și care se culcă flămânzi. Și de toți oamenii. Am dat câteva exemple. Deci, iată, asta e rugăciunea. Vedeți? Și dintr-o dată rugăciunea devine lumină. Asta înseamnă să te rogi. Nu mă rog decât pentru mine, pentru ai mei, pentru duhovnici și pentru nociocari. Nu, te rog pentru toți. Și pentru cei răi și pentru cei care sunt în răutăți, că sunt oameni răi prin definiție, săraci, așa sunt ei. Din motive care ne scapă nouă, nu știm de ce sunt așa. Trebuie să ne rugăm pentru toți. Și când spun trebuie, trebuie. Nu e o opțiune, e o obligație. Măi, ești om, că ești creștin? Asta intră în atribuțiune unui creștin. Asta e dragoste față de aproapele. Asta am vrut să spun acum, părinte, să nu creadă prietenii noștri care ne văd acum că doar preotul are obligația de rugăciune pentru toți. Noi avem. Eu am o rugăciune care mi-a izvorât de la Dumnezeu. N-am mai citit-o niciunde. Mă rog la fiecare masă.
Părintele Cleopa spunea că măcar și Părintele Teofil părea, măcar când mâncați, rugați-vă 5 minute, ziceți măcar Tatăl nostru, că în cursul zilei nu mai aveți timp. Da. Și atât de ocupat o să fiți, că nu o să mai aveți timp să stați o oră la un acatist sau la o psaltire. Nu aveți, atunci măcar la masă. Și atunci eu când mă rog, mă rog pentru toți preoți, călugări, dar și pentru pusnici. Da, da, pentru toți. M-a auzit cineva, dar îi nominalizez. Așa mi-a venit mie rugăciunea. Și o fac de 20 ceva de ani. Și când mă aud de câte unul care nu e obișnuit sau vine prima oară la mine, zice, dar pentru ei de ce te rogi? Păi da, ei nu se roagă pentru mine? Cum să nu? Da. Ei numai asta fac aproape. Dar eu nu de-aia mă rog, neapărat. Eu mă rog pentru ei pentru că iubesc. Da, da. Și în momentul în care ne rugăm pentru cineva, automat este iubirea acolo. N-ai cum să te rogi fără să iubești pe cineva. Nu te poți ruga pentru cineva care nu iubești. De aceea ne spune Dumnezeu și Dumnezeu este iubire. Pentru că dragostea ne manifestăm și prin rugăciune. Sau eu zic așa că în primul rând prin rugăciune. Pentru că doi soți se gândesc tot timpul unul la altul. Cei care se iubesc, toți îndrăgostiți. Tot timpul îi se gândesc unii la alții. Aia înseamnă iubire, da? Da. Păi dacă doi oameni se gândesc omenește unul la celălalt și se iubesc, dar noi am primit de la Dumnezeu totul, totul, păi noi trebuie să fie rugăciune neîncetată. E greu. Ce spuneați mai devreme, avem ascultările noastre, fiecare. Avem fiecare familie, avem probleme, avem servicii, avem... Dar nimeni nu mă oprește. Uite, de exemplu, noi, eu am lucrat pe șantier, ca toți preoții din Occident, cred că toți am lucrat. Și am și pe șantier am lucrat, și am fost și recepționer, am cărat și bagaje. Dar cu o dragoste extraordinară. A fost o experiență fantastică pentru mine. Și nimeni nu mă oprea că atunci când lucram să spun Doamne Iisuse. Și acum nu este pe laudă, dar și acum am obiceiul ăsta, e un obicei pe care îl spun și e bine să dacă cineva, dacă cuiva îi place, să facă și el. Eu când merg pe stradă, nu știu dacă mă pot ruga mereu, că nu mereu stă mintea, că nu suntem atât de înduhovniciți, atât de a pleca astfel. Suntem preoți de miri și mai avem și alte. Și eu când merg pe stradă, mă rog pentru toți pe lângă care trec. Și când stau la coadă, acum când stăm la coadă, că avem păstrăm distanța aceea, eu nu-i spun distanțare socială, că este un cuvânt care mie nu-mi place deloc. Nu, este o distanță regulamentară, poftim. Da. Așa. E, și atunci, și mă rog pentru toți, Doamne, ajută-i, Doamne, pe oamenii ăștia, că poate fiecare săracul, îl vezi, poate că, eu știu, e pare bogat, dar poate că în inima lui e trist, sau eu știu, avea copii bolnavi, sau, Doamne, ajută, Doamne, pe toți. Și când trec, zic, Doamne, ajută Tu cu harul Tău, nu, pentru că eu nu pot să fac nimic, dar Tu poți și îmbrățișează-i Tu pe toți. Și în metrou, și în tramvai. Și stai, aia e rugăciune. Aia înseamnă rugăciune pentru ceilalți și nu fac de că sunt preot. Nu, și ca om. Când trec pe lângă un cimitir, vă spun sincer, trec pe lângă un cimitir, zic, Doamne, iartă-i pe toți. Iartă-i pe toți și să ne rugăm pentru toți, Doamne, cine știe dacă eu fi făcut parastase, mai ales pe aici, nu prea să fac așa. Și zic, Doamne, iartă-i, Doamne, și miluiește-i și mântuiește-i, că sunt și ei oameni și uite, au greșit, poate și. Așa se face. Ăsta e creștin. Asta înseamnă să fii creștin. Dar noi creștini ortodoxi avem voie să ne rugăm pentru creștinii catolici? Asta e o problemă care mi s-a mai pus, e o întrebare care mi s-a mai pus și la proscomidie, din ce știu, nu. Nu la dar... Nu ca preot, ca om, ca simplu. Păi da, eu mă rog și pentru musulmani și pentru absolut oricine. Noi chiar acum am avut, parohia noastră am avut o șansă, să zicem, când am întins Dumnezeu o mână să putem ajuta niște oameni care au rămas în aeroport. Și doi erau musulmani. Aia ce însemna? Nu, stai un pic, voi, au fost ruși, brazilieni, români și nigerieni. Și nigerienii nu erau catolici, erau musulmani. Și ce trebuia să fac? Domnule, când le-am luat numele la fiecare să îi pomenesc eu, nu, de când mă rog, decât pentru ăștia, că ceilalți nu s-au... Nu, aia sunt creația lui Dumnezeu. Măi, fraților, aia e creația lui Dumnezeu. A, că nu-i pomenat proscomide, că nu
Îi introducem în taină, e cu totul altceva. Dar rugăciunea mea este firesc să mă rog pentru toți. Cum să nu? Unii ezită, de-aia am pus întrebarea, ca să lămurim și ne rugăm. Eu nu ezit și dacă duhovnicul mi-a spus lucrul ăsta, că m-am întrebat și eu, vă dați seama că noi nu facem nimic în neorânduială. Noi trebuie să avem, am spus și repet, tot timpul trebuie să fim în ascultare. Pentru că nu avem noi răspuns la toate. Nu știm noi, avem impresia că știm, dar nu prea... Avem impresia, da. Da. Exact, până ori greșim flagrant și o comitem într-un mod chiar copilăresc. E, de asta eu mă rog pentru toți, pentru că copilul acela din Africa, care este, poate că are, nu știu, e musulman sau ce religie o avea, e cum să mă rog pentru el? Păi, dar plânge sufletul mie, nu intră mâncarea. Domnul Matei, nu pot să mănânc când știu că copilul ăla moare de foame. Nu știu dacă ați observat, dacă ați văzut pe Discovery, am văzut mai de mult și m-a impresionat foarte, foarte mult, copii care își făceau, mâncau un fel de pământ, un fel de lut. Este extraordinar. Adică, nu știu, chiar m-am emoționat, pentru că știți cum? Nu poți, mă, cum poți să bei? Noi avem, când deschid frigiderul și văd că am de toate. Păi cum să nu mă rog eu pentru omul ăla? Pentru copilașul ăla? Indiferent ce religie are. Oare am eu dreptul să nu mă rog? De ce? Că sunt ortodox? Unde scrie? Eu zic că tocmai pentru că suntem ortodoxi, avem datoria. Asta trebuie să înțelegem. Că noi trebuie să iubim pe toți. Noi nu trebuie să ne plasăm pe un piedestal. Noi suntem ortodoși, voi păcătoșilor. Nu, noi suntem, noi trebuie să fim iubiți și buni tocmai pentru că suntem ortodoși. Și să fim conștienți că suntem păcătoși dacă nu facem. Avem destule, măcar pe asta să nu avem, să rugăm pentru ceilalți. Da, părinte, să fim un exemplu de bunătate, de dragoste. Când ne dă nouă Dumnezeu, pentru că știți cum, vrem să fim buni, că toți vrem să fim buni, dar de multe ori nu prea ne iese. Nu știu cum facem, cum Dumnezeu face, că de multe ori vrem să facem lucruri bune și, bine, eu știu de ce, pentru că vine vrășmașul și își bagă pe acolo ispitele. Dar, m-a zis, rugăciunea trebuie să fie pentru toată lumea. Și, în primul rând, pentru cei care sunt mult mai puține șanse decât noi. Cu aceia care, eu unul așa încep, Doamne, și cu ei termin. Și între aceste două maluri, ne aflăm și noi acolo, cu ai noștri. Dar pentru ei, în primul rând, pentru că trebuie să țină și pe ei Dumnezeu. Cineva trebuie să roage pentru ei. Și aceia trebuie să fim noi, creștini ortodoxi. Da, părinte. Într-adevăr, acum s-au lămurit câteva aspecte ale acestei probleme. Bineînțeles că mai puteam discuta un pic, dar este asemănător cu rugăciunea pentru vrăjmaș. Da. Așa mai departe, da. Acum aș vrea să ne întoarcem un pic în timp, la tinerețea noastră. Dumneavoastră, știu că ați avut o pasiune care se numește muzica. Ce fel de muzică v-a plăcut? Ce fel de muzică? Păi trebuia să mărturisiți acum un pic, așa. Da, uite, eu mărturisesc. Nu mi-e rușine și nu mi-a fost niciodată și n-are cum să ne fie. E artă. În primul rând că este artă. Și în momentul în care faci artă, nu trebuie să fie rușine. Bine că arta poate fi de mai multe feluri. Poate fi și chici. Dar sau artă smintitoare. Așa zic. Asta vreau să spun, că poate fi și de altă natură. Dar aceea, cred eu că nu mai artă. E altceva. Seamănă cu artă. E ceva asemănător cu artă. Asemănător și înșelător, da. Că te păcălește că e artă, dar nu e. Se bazează structurată, da. Bine, deci, să nu se înțeleagă că am făcut artă la nivel... Nu, așa, anii noștri de tinerețe, anii 70, 80, au fost anii muzicii folk. Curentele de muzică rock și folk. Eu am cântat folk cu un foarte bun prieten de-al meu, care el cântă în continuare și este și profesor de canto și predă chitară la o casă de cultură, Valentin Barbu, Vali Barbu, și noi am cântat de mici împreună. Noi am stat în același bloc, mă rog, am fost de mici prieteni. Și am cântat tot felul de
de spectacole și de cântarea României și ce era pe vremea aceea. Vorba cu eu, Marea Daciadă n-am cântat, în rest am cântat peste tot. Da. Aveați compoziții proprii sau preluați de la ceilalți folcliști? Am avut și compoziții, bine, compoziții mult spus, erau așa niște acorduri, mă rog, și cu versuri făcute de noi pe acolo, dar făceam și cover-uri la vremea respectivă. Bineînțeles, inspirația era de la Cenaco Flacăr, de la formațiile de la Beatles, de la Rolling Stones, ce era pe vremea aceea. Da. Am făcut și vioară o perioadă, pentru că așa era, părinții, mai ales bunica, a ținut foarte mult să fac. Și am avut ales între acordeon și vioară. Și bineînțeles, nu-mi plăcea acordeon, că nu eram, mi se părea mie așa că e. Dar na, nu mi-a plăcut mie, că era mare, nu știu. Mai lăutăresc, ca să zicem da, așa. Da, bine, și lăutare, au arta lor acolo. Am spus-o în sensul rău al cuvântului, că și am cântat la acordeon și am învățat să cânt la pian. La claviatură, da. La claviatură. Și am ajuns și multilateral dezvoltat, da. Asta e. O perioadă frumoasă, adică nu pot, nu mi-este rușine cu ea și nu pot să spun că nu mi-a făcut plăcere să ascult muzică și să fac muzică și să cânt. Bineînțeles că ulterior am început să rafinez lucrul ăsta și am cântat în cor. Mi se părea că e puțin doar cu chitara și este foarte fain așa cum am învățat la chitară. Eram cu prietenul meu, Vali Barbu, și eram la Cântarea României, la faza pe județ, ceva de genul ăsta, trebuia să ne prezentăm. Era pe vremea aia, nu știu, nu mai țin minte, dar mi se părea de faza de pe județ. Și era juriu și ne-au acceptat, am luat acolo locul întâi, nu știu ce loc am luat, mă rog, și unul dintre președintele jurului, care era pe la partid, nu știu ce, a spus doamnei profesoare de istorie care se ocupa de noi, doamna Doina Cândă, Dumnezeu să o odihnească, zice, tovarășa profesoară, zice, foarte buni băieții, dar, zice, unul dintre ei nu cântă la chitară, trebuia să ai amândoi, să avem amândoi instrument și voce. Eu eram cu vocea, el cu chitară, adică amândoi cu vocea și el era compania. Și mi-a spus, doamna profesoară, m-a chemat, zice, mâine, zice, vii la mine, ea stătea în internat, avea acolo o cameră, că făcea navete de la București, zice, te prinzi la mine la cameră, am chitară eu, dânsa cânta în acord rusesc, sau și în acord rusesc. Pe vremea așa era o chestie, mi se părea mie extraordinar. Dar m-am învățat în acord italian, adică am învățat. Și domnul Matei a învățat în 2 ore, cu palmele de rigoare peste ceafă, am învățat să cânt melodia cu care trebuia să ne prezentăm la Cântarea României în 2 ore, dar cu niște cu ajutor din partea domnului profesoare. Da, de mă doreau buricele degetele și mi s-au umflat pe aici, că făcusem bășici. Asta este așa, să romanțăm un pic. Da, foarte bine că ați realizat, pentru că mi-ați amintit de bășici. Pe mine m-au salvat bășicile astea de la arestare în Timișoara, înainte de Revoluție. Ce ne-am aflat noi, eu cu verișorul meu, să intrăm într-un shop. Adolescenți, fiind, n-aveam voie, că n-aveam valută. N-aveam mare curaj, adică nu inconștiență că ați intrat acolo, că nu aveți voie. Erau inconștiență, dar conștientă că ne-am riscat. Foarte bine. Ne-am băgat acolo și eram entuziasmat. Era un magazin mic la un hotel, cum ar fi un colț de magazin. Dar aveau de toate lucruri străine și au venit chiar militari, nu miliția, cu militari cu pușcă. Da. Acum mi-am adus aminte că ați pomenit de bășici și a zis, voi ce căutați aici? Ne-a legitimat, am scos buletinul și am zis, noi am venit să vedem dacă sunt corzi de chitară, că vrem să cumpărăm chitării, vrem să ne facem o formație. Ce formație, mă? Păi aici sunt țigări, erau de dulciu, nu știu ce minunății acolo. Haine, băuturi, da, whisky, ce vedeam numai în filme, în Dallas. Da, da, exact. Și zic, nu, domnule, noi suntem chiar cântăreți, artiști. Și zice, ia de mâna. Și mi-a soldatul mâna și se uită la buricele de el. Și eram cu bășici, bineînțeles, de la chitară, de la acorduri. Da, da. Și zice, mai uite care e treaba. Te-a salvat de la pușcărie treaba asta. Da. Și mă caută în buzunare și a găsit pană de la chitară. Chestia v-a salvat.
Și a zis la milițean, domnule, ăsta cântă, înțelegi? Și era un militar, să-i dea Dumnezeu sănătate din Oravița. Cred că Dumnezeu l-a pus atunci ca să mă salveze de la arestare. Și uitați cum te poate ajuta Dumnezeu prin cineva. Apropo, spuneți-mi, la folk, ați avut un cântăreț preferat? Pentru că folk-ul acum a rămas cu fani mulți. Am avut, am și o să am, printre cei mulți pe care îi admir și i-am admirat, este inegalabilul Mircea Vintilă. Pentru mine, Mircea Vintilă e Mircea Vintilă. Da, am înțeles. Un om cu minte, un om la locul lui, un om care nu iubește excesul, un om otorit și liniștit. Mircea Paniciu. Și, dacă mă apuc să-i înșir, sunt o grămadă. Iadă, da. Dar m-ați întrebat cel mai... El este la inima mea. El este la inima mea. Deci Mircea Vintilă este artistul folk care mi-a plăcut cel mai mult. Și îmi place. Mă bucur, pentru că și eu îl admir foarte mult. Am avut ocazia să-l cunosc personal la Brăila, la un târg de carte. El a fost invitat special. Și bineînțeles că sala plină, toată lumea știa muzica lui și ar trebui și noi să ne mai aducem aminte și să mai ascultăm din când în când și muzica aceasta, pentru că a fost o muzică de mare bun simț. Da, și eu aș recomanda, apropo de muzică folk, aș recomanda ca oamenii din când în când să asculte melodia lui Mircea Vintilă, Pământul deocamdată. Așa se numește, să caute pe internet, să asculte cu mare atenție cuvintele, poezia, pentru că folkul este muzică și poezie. Adevărat. Se numește Pământul deocamdată, de Mircea Vintilă. Mulțumim pentru recomandare, pentru că ne-ați recomandat o piesă muzicală. Ați putea să ne recomandați o carte, un titlu măcar, sau despre ce am putea citi, nu acum în perioada aceasta de post, după post. Sau dacă vreți o carte de perioadă de post, nu e nicio problemă. Eu acum... În această perioadă și în afara perioadă, eu recomand Patericul Atonit. Este o carte extraordinară, mai ales pentru cei care vor să meargă în Sfântul Munte și care nu, și pentru doamne care nu au ocazia să ajungă acolo. Este o carte de o frumusețe deosebită, pentru că ne duce nu numai în timp, ci ne poartă în niște lumi duhovnicești de lumină. Deci este o carte foarte, foarte faină. Ceea, bineînțeles, sunt lucrurile mai grele ale Sfinților Părinți, omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur, care le recomand cu cea mai mare căldură. Sfântul Chiria Ierusalimului, iarăși. Deci, sunt lecturi care eu consider că sunt obligatorii pentru orice creștin. Nu pentru teologi. Eu ceea ce spun acum, eu spun pentru noi, oamenii de rând. Teologii au ei, ale lor acolo, citesc greutăți. Dar noi, oamenii de rând, este bine să citim lucrurile astea, care nu sunt foarte, foarte complicate și nu sunt grele. Am mai închidere de jurnalul lui Fericirea lui Nicolae Steinhardt. Este o carte... E peste carte, e altceva, nu e o carte doar. Depășește cuvântul de carte. Este altceva. Adevărul că atunci când citești o carte, părinte, îți crezi tu filmul. Da. Când vezi un film, eu sunt mare cinefil. Dar exact. Când o carte, am altă trăire. Umberto Eco, Numele Trandafirului, iarăși. Da. Extraordinar. Adică lecturi care, bine, poate că unii au citit. Dar sunt tineri care ne urmăresc și poate că n-au auzit sau nu știu de lucrurile acestea. Da. Sunt cărți care cred eu că e bine ca orice om la un moment dat să le citească. Da. Da. Ileana Vulpescu, bine, sunt și mulți autori români, iarăși Lucian Blaga. Păi lucrările lui Lucian Blaga sunt extraordinare. Mulți nu le cunosc. Da. Mulți nu cunosc. Am auzit de Lucian Blaga, păi stai un pic, ia să vedem ce a scris. Sau de... El ce, da, și ce profunzime are filozofică, e teolog, e ce... Deci, m-ați întrebat, eu cam asta așa aș recomanda. Lucruri simple, dar
Da. Foarte eficient, Da. așa este. Eu pun Da. întrebarea pentru că mulți acum în perioada asta vor să citească, sunt prieteni mai buni cu biblioteca decât cu televizorul, ceea ce face ca... Dostoevski. Cum ați spus? Dostoevski. Fiodor Dostoevski, că nu numai frații Karamazov, și celelalte. Iarăși, tot din literatura rusă, Cehov, dar bine, asta deja e, sunt un pic mai grea, aici e o literatură mai grea. Dar eu consider așa, pentru cititul acela de plăcere și nu de studiu, sunt suficiente acestea. Foarte, foarte bună. Și pentru că suntem la recomandări în încheiere, să ne spuneți dacă un turist vine în Roma, ce i-ați recomanda să nu rateze? Ce obiectiv turistic? Ca turist, simplu turist. Da. E greu să spun un singur obiectiv, dar în primul rând, pe lângă cele care sunt clasice, care se văd în Roma, și o să vorbesc un pic, dacă îmi permiteți, și despre lucrul acesta, despre cine vine în Roma, ce anume trebuie să vadă, dar să revin la întrebarea noastră, un obiectiv. Catacombele. Catacombele și Muzeul Vatican. Iar pentru iubitorul de artă, Muzeele Capitolinii. Vorbeam despre ce și cum trebuie să vizităm noi Roma. În primul rând, cei care vin, prietenii care mai vin și mă roagă, zice, părinte, hai să dure și pe noi să nu stăm, să plătim la ghid o grămadă de bani și ne duce repede și zice, hai, mergi cu noi, că nu ești de aici. Zic, da, merg, cât pot, cum mă pricep eu să îi duc așa. Mulți vin în city break-uri în două, trei zile și nu poți cuprinde în două, trei zile sau în două zile, de fapt, rămân de vizitat toată Roma. Da. Dar le spun tuturor așa, noi, fraților, noi când trecem pe lângă Coloseu, pe lângă Coloseum și pe lângă Circo Maximo, noi trebuie să ne facem cruce să batem metanii. Multe. Să spunem, pentru rugăciune Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi. Pentru că acolo este impregnat pământul acela de sângele martirilor creștini. De la Circo Maximo și la Coloseu. Deci noi acolo trebuie să facem rugăciune. Dar nu este un teatru lui Flavian, cum este de fapt. Da? Nu este doar o construcție frumoasă care ne facem selfie cu ea. Nu, acolo este adevărat. Fiecare fir de praf de acolo impregnat de sângele martirilor creștini. Celebru semn care îl făceau romanii în jocurile lor și cristianii ad leom, creștinii la lei, să fie dați la lei. Deci, în Circo Maximo și acolo v-am spus, le spun, fraților, facem să Sfântă Cruce și spuneți, pentru rugăciune Sfinților, Părinților, Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi. Deci, iată, și mai sunt multe, multe obiective. Recomand iarăși celor care merg în Roma să meargă cu, sunt niște autobuze, se numește Roma Cristiana. Și acolo au un audioghid și se prezintă Roma din punct de vedere creștin, nu numai turistic. Foarte, foarte frumos. Și sunt multe obiective, multe, multe biserici. Câte biserici românești ortodoxe avem? Cu aproximație, bineînțeles. Roma și în împrejurime, așa, sunt în jur de 20. 20 și cam aveți idee cam cât popor român e în jurul lor? Oh, dar suntem aproape un milion aici. Deci sunt foarte puține biserici, dar câtă populație este? Da. Deci nu vorbesc numai de cetatea Romei, ci Roma și împrejurim, pentru că Roma e ca un megalopolis, are foarte multe suburbii, are foarte multe cartiere care sunt la 20 de kilometri. Și ce dume, Roma, da, Roma. Da, pe este metropola mare, da? Da. Dumneavoastră, de atâția ani sunteți acolo, ce ați remarcat, ce vă place, ce ați remarcat pozitiv? Dați-mi un exemplu, de ce vă simțiți bine acolo, să zic. Sau... Da, nu știu dacă mă simt bine neapărat, m-aș simți bine în România, vă spun sincer. Deci o recunosc, vă mărturisesc. Da. Noi suntem în misiune aici. Deci noi suntem în misiune și oamenii tot în misiune sunt. Să știți că foarte puțini sunt aici care vin de plăcere.
Adică să le placă că stau aici. Nu știu câți. Foarte puțini. Foarte, foarte puțini. Noi suntem în misiune. Oamenii sunt majoritatea plecați din motive economice, iar noi plecăm după ei, pentru că oamenii când pleacă își iau Evanghelia și își iau și preotul cu ei. Înțelegeți? Da. Ați avut caz de oameni care au fost slab credincioși în sensul că nu practicau cultul și acolo venind la muncă în Italia au devenit religios practicanți? Da. Majoritatea sunt așa. Majoritatea. Nu câțiva. Majoritatea sunt așa. De ce? Pentru că sunt foarte tineri. Sunt foarte tineri și n-au avut timp. Mulți au făcut religie la școală. Când spunea, da, părinte, timp așa că făcea religie la școală, venea părintele de preda sau profesorul de religie. Dar nu au fost creștini practicanți. Ei aici au devenit creștini practicanți și au intrat într-o rânduială creștinească, ortodoxă adevărată, și au descoperit ortodoxia. Culmea, descoperit ortodoxia într-o țară catolică. Au descoperit ortodoxia și am familie tineri care, eu vorbesc de tineri de 20, de la 22-23 de ani până la 40, noi de 50, trecuți de 50 de ani, noi suntem bătrâni aici. Adică noi suntem bătrânii comunității care avem vârsta noastră. Da. Sunt foarte tineri și au descoperit ortodoxia aici și vorbesc românește. Eu când am venit, și nu numai eu, noi preoții când am venit aici, când am fost chemați de comunitate sau eu știu cum ne-a rânduit Dumnezeu, vorbesc din punctul meu de vedere, ce spun eu acum, foarte multor preoți s-a întâmplat. Erau oamenii de mulți ani plecați și eu cam uitaseră limba română în sensul că vorbeau o limbă amestecată, o romtaliană, cum ne place nouă să glumim. Cuvinte amestecate și eu, veneau copiii, pe mine m-a durut asta teribil. M-a durut și am avut o suferință mulți ani de zile, mulți ani, până când Dumnezeu a rânduit și nu mai am treaba asta. Veneau copiii și se spovedeau în limba italiană. Da. Îl chema Popescu Ion, de exemplu, și el, săracul, vorbea numai în italiană și era o suferință pentru mine teribilă. Dar iată că biserica a avut și rol de școală. Noi avem toate bisericile la noi aici, absolut toate au școli parohiale. Și noi, unde se predă limba română, limba și literatură, cu profesori specializați, noi avem șansa asta la Fiumicino. Avem șansa să avem profesoare, deci doamne profesoare, care au făcut, deci profesoare calificate, au făcut literatură, deci absolvente de limba română, avem învățătoare, avem profesoare de matematică, adică se face școală, bine, școală în sensul, noi ne jucăm așa, dar e o școală care, iată, copiii acum vorbesc românește și vorbesc corect românește. Nu vorbesc ca la sat sau ca la nou. Perfect românește. Gramatical, știm frumos literatură, știm cine a fost Eminescu, știm cine a fost Creangă, știm cine a fost Petre Ispirescu și mai departe. Ascultăm povești. Deci, să revenim la credință. Da, sunt foarte mulți. Deci, majoritatea au venit la credință aici. Deci aici este ca o reconvertire sau chiar o convertire. Aș putea spune chiar unii s-au convertit. Da. Da, am avut și oameni care au fost dintr-o categorie sau din categorii din acestea foarte păcătoase, cu probleme mari cu justiția.